Prima societate proactivă dedicată prevenției din toate specialitățile medicale își face cunoscută prezența în România. Este vorba despre Societatea Română de Medicină Preventivă, care și-a prezentat misiunea Miercuri la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, cu ocazia săptămânii de prevenție a cancerului de coluterin. La evenimentul de lansare au participat medici oficiali din sistemul sanitar, membrii comunității academice medicale, reprezentanța ai societăților științifice de profil, ai asociațiilor de pacienți și ai organizațiilor caritabile. Societatea Mână de Medicină Preventivă își propune implementarea și extinderea programelor de screening în România în centre regionale autonome de screening, promovarea prevenției și a unui stil de viață sănătos, educație medicală continuă și aplicată, precum și promovarea programelor de vaccinare. Pe măsură ce avem încredere în sistemul medical, pe măsură ce lucrurile se vor contura și vor prinde viață în acest domeniu, cu siguranță vom schimba acest stadiu actual incipient al prevenției în România. Ne dorim cu această societate, cu tot sprijinul celorlalte societăți medicale, să facem o schimbare de mentalitate în medicina românească. Programul de educație pentru prevenirea bolilor cronice, care va începe în 8 martie, își propune să se desfășoare pe parcursul întregului an 2023. Participarea este gratuită pentru toți medicii primari, specialiști și rezidenți de la toate specialitățile medicale, dar și pentru pacienți. Pentru început, la evenimentul din cadrul Universității Carol Davila a fost anunțată lansarea programului ce are drept scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la cancerul de coluterin și la metodele de prevenție, respectiv vaccinarea împotriva HPV, screeningul și diagnostic. kara prekoče